Bună seara, bine ne-am regăsit. Se anunță o săptămână plină, săptămâna care vine. De ce? Pentru că o să avem o nouă moțiune de cenzură depusă de reprezentanții opoziției. O să vedem dacă de data aceasta vor avea sorți de izbândă, adică dacă vor reuși să dea jos guvernul PSD, guvernul Dăncilă. Au fost declarații astăzi și din partea celor de la putere, dar și din partea celor din opoziție. Bineînțeles, fiecare a susținut ideea care convine partidului. Cei de la PNL spun că sunt siguri că va trece această moțiune și că în următorii mulți ani PSD-ul nu va mai accede la conducere. Cei de la PSD spun că, dimpotrivă, nu va trece această moțiune și că ei sunt bine intenționați, au făcut lucruri bune pentru țară și merită să rămână acolo, ei și guvernul lor, bineînțeles. Acum, cum înțelege fiecare om din această țară ceea ce se întâmplă, nu știm. De ce? Pentru că am văzut în mulți ani cum își exprimă în general nemulțumirile oamenii, dar am văzut și cum acționează atunci când merg la vot. Adică nemulțumirile declarate nu se reflectă în rezultatul votului de obicei. Spuneam, o să vedem săptămâna viitoare ce se va întâmpla cu această moțiune de cenzură. O să discutăm și chestiuni locale, chestiuni care interesează strict județul Gorj. Invitat în această seară domnul Alin Mișcodan, vicepreședinte la Mișcarea Populară. Mulțumesc mult pentru prezență. Bună seara și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și îl așteptăm și pe domnul Rudi Bugă, președinte al PRU, prins în trafic de la capitală spre Târgu Jiu. Domnule Mișcodan, avem din nou moțiune de cenzură, că nu este prima, deja a devenit așa o noțiune fadă pentru români. Tot aud de moțiuni, tot aud de amenințări că pică guvernul, apoi văd că nu pică. Sunt oameni mulțumiți, sunt oameni nemulțumiți, pentru că, în general, politicienii au și această calitate, cu ghilimelele de rigoare, de a manipula. Pentru că și PSD-ul are susținătorii lui și acei susținători sunt cei mulțumiți de actualul guvern, dar și cei din opoziție au adepții lor care nu văd nimic bun în actuala guvernare sau în acțiunile ei. Credeți că de această dată cei de la PNL au reușit să-și asigure majoritatea astfel încât să reușească să pice guvernul? Sau vom vedea din nou un deznodământ ca și cele de până acum? Deci Adică, dacă Chix. ar fi să ne raportăm strict la declarațiile politice pe care le fac liderii formațiunilor politice, ar trebui să credem că va trece. Deși presiunea publică, presiunea politică este mult mai mare acum în prag de alegeri prezidențiale, dar să nu uităm totuși că opoziția a mai avut, cred că, două moțiuni depuse până acum care nu au avut rezultatul scontat. Știm foarte bine că ori poate s-au mimat doar că depun că fac această opoziție în Parlament, în Guvernul României. Dar vedem acum că partidele de opoziție au reușit să găsească o formulă prin care să se înțeleagă. Am văzut că s-au strâns toate semnăturile necesare de la parlamentari pentru depunerea și trecerea acestei moțiuni de cenzură. Ideea este că, indiferent dacă această moțiune de cenzură va trece sau nu va trece, deși ideal eu spun că ar fi să treacă, ca acest guvern să pice, situația politică va fi foarte încurcată și cred că această instabilitate va continua, pentru că și de partea opoziției avem 4-5 formațiuni politice
cărora cred că le va fi foarte greu să facă un guvern și să asigure această guvernare până la alegerile următoare. Mai este vorba de un an de zile. O perioadă destul de lungă. Da, mai este ceva vreme. O să fie o perioadă destul de interesantă și destul de încărcată. De ce? Pentru că se vor face jocuri și de o parte și de cealaltă, adică Bineînțeles, se și negociază cei de foarte intens la acum, putere, dar și cei din opoziție. negocierile se poartă cu fiecare om în parte, cu fiecare parlamentar în parte. Sper ca cele două partide care mai nou s-au aliat pro-România și cu altele să nu trădeze, pentru că știm foarte bine de unde provine și domnul Victor Ponta, știm foarte bine în ce conjunctură și în ce alianță a fost și domnul Tăriceanu Să până nu acum. trădeze ce? Să nu trădeze, mă gândesc că picarea guvernului nu o să o trădeze, dar mă gândesc să nu trădeze atunci când va fi vorba de formarea unei noi majorități, a unui nou guvern. Pentru că am văzut și declarațiile domnului Victor Ponta, în care se exprima foarte clar că e posibil să formeze un nou guvern tot cu PSD, dar fără doamna Dăncilă, ca și în postul de premier. Da. Eu vreau să vedem știrea pe care au pregătit-o colegii mei pentru a auzi declarațiile pe care le-au făcut astăzi liderii celor două formațiuni, PNL și PSD, pe această temă a moțiunii de cenzură. Dacă l-au pregătit colegii mei, să și ruleze. Liderul PNL Gorj Dan Vâlceanu este convins că vinerea viitoare va fi prima zi fără guvernul Dăncilă. PSD-ul va fi istorie pentru următorii 7-8-10 ani în România. Pentru că nu vor mai avea nicio posibilitate, având în vedere modul în care au condus țara, să revină la guvernare. Ceea ce vreau să vă spun este că această moțiune și acest moment este un moment foarte important, inclusiv în logica alegerilor prezidențiale. Este absolut clar pentru toată lumea, este limpede, că odată cu căderea guvernului Dăncilă, primarii PSD, care oricum se confruntă cu mari probleme financiare și n-au primit banii promiși de atâta timp, nu vor mai face niciun fel de campanie pentru Partidul Social Democrat și pentru Viorica Dăncilă. La polul opus, socialdemocrații cred că opoziția visează. Mihai Weber afirmă că textul moțiunii este plin de neadevăruri. Se spune că au fost descurajați investitorii privați. De asemenea, un neadevăr. În primele 5 luni ale anului, investițiile totale în economie, inclusiv cele private, au crescut cu 5,7%. Toate aceste cifre, repet, pot să fie luate de la instituțiile abilitate. De asemenea, o altă minciună. Guvernul a îndatorat generațiile viitoare. Adevărul este că în guvernarea PSD, datoria guvernamentală a scăzut în pondere, ca pondere în PIB, de la 37,6% la 35% în prezent. O altă minciună. Guvernul face eforturi disperate să blocheze dreptul la vot al românilor din diaspora. Adevărul este altul. Și anume că acest guvern a prevăzut mai multe zile de vot pentru românii din diaspora. O altă minciună. Guvernul nu face investiții în spitale. Adevărul este că în 2018 și 2019, guvernarea PSD a investit în echipamente medicale pentru spitale de 15 ori mai mult decât celălalt guvern. Și știți foarte bine că și la Gorj au fost peste 200 și de miliarde alocați. Pe rețelele de socializare este deja un mare scandal cu privire la ce vor face liberalii dacă ajung la putere. Declarațiile sunt făcute de liderii opoziției, afirmă Weber. Sunt declarațiile politice făcute de liderii de la PNL, dacă vă referiți strict la PNL. Domnul Câțu, dacă nu mă înșel, a avut atâtea declarații făcute și pe această temă și nu numai dânsul, mai mulți lideri din PNL, în care au spus foarte clar că administrația este praf, că se impun concedieri, că au niște beneficii cei din IT și trebuie eliminate,
că pensiile trebuie stopate și că, sigur, că trebuie, nu mai trebuie să aplice coeficientul de majorare și că trebuie chiar tăiate din ele și așa mai departe. Sunt toate extrase din declarațiile făcute de liderii PNL. Deci, oamenii trebuie să aștepte că dacă cei de la PNL, împreună cu, sigur, cu aliații lor care sunt, vor veni la guvernare, o să ne aștepte aceleași măsuri de austeritate care, prin care am trecut în urmă cu câțiva ani. Tăieri de pensii, salarii, închideri de școli, spitale și așa mai departe. Deci ăștia sunt niște speculații. Păi nu sunt speculații, pentru că dacă sunt declarațiile făcute. Apocalipsa anunțată de PSD, dacă vine PNL la guvernare, asta parcă am fi în anii 50, pe cuvânt. Când comuniștii de atunci spuneau, dacă plecăm noi comuniștii, vin iar moșierii și ăia care burghezi o moșierime, care vă va călca în picioare. Așa se comportă și acum, ei n-au schimbat nimic, ei sunt Partidul Comunist din anii 50. Uitați-vă la retorică, dacă vine PNL, vă taie pensiile, vă taie salariile, se alege praful de țara asta. Pe cuvânt, păi guvernați din 2012. Sunt 7 ani de guvernare, mai peste 7 ani. Aproape 8 ani de guvernare PSD. Și trăiește lumea bine. N-au plecat în continuare milioane de oameni în străinătate. Liberalii susțin că, în ciuda celor declarate de putere, au un program de guvernare pe care și-l asumă cu sau fără ajutorul celor din USR, ALDE și Pro-România. Da, cam acestea au fost declarațiile de astăzi ale celor de la PSD care trebuia să combată această moțiune de cenzură și ale celor de la PNL care trebuia să o susțină. Domnule Mișcodan, am văzut. Da, sunt declarațiile cei celor de la PSD spun ce au făcut bun și cât de bine merge în țara asta, că dacă vedem, eu mi-am notat aici o parte din ceea ce spunea domnul Weber, că investițiile în spitale au fost de 15 ori mai mari decât cele făcute de guvernul anterior. Dar acum nu știu care guvern anterior. Probabil tot un guvern PSD, că ei sunt la guvernare. Sau tot un guvern cu susținerea PSD, pentru că și guvernul Cioloș a avut susținerea tuturor formațiunilor politice, pentru că altfel nu trecea de votul din Parlament. Sunt declarațiile celor doi lideri politici de la Gorj, domnul Vâlceanu și domnul Weber. Dumnealor se contrează atât pe problemele de la București, cât și pe problemele din teritoriu, pentru că știm foarte bine că există și au existat dintotdeauna aceste contre locale pe raza județului Gorj. Dar oamenii trebuie să știe și să înțeleagă că chiar dacă opoziția va reuși să întocmească un guvern, să preia această guvernare, nu trebuie neapărat să ia în calcul atacurile celor de la PSD, precum că se vor face tăieri și se vor lua măsuri de austeritate. Acum să fim Suntem serioși, în pragul orice unor guvern alegeri, vine, vrea să stea cât mai mult la putere. Și nu știu dacă cineva, cum e PNL-ul, scuze, sau na, oricine ar veni, o să înceapă cu niște măsuri radicale, nu, astfel încât la anul, nu, când vor fi alegeri pentru următorii 4 ani, în primul rând trebuie să rămână pe din afară. Rând trebuie să ne gândim că suntem în prag de alegeri prezidențiale, urmează alegerile locale. Niciun partid care va guverna nu își va asuma aceste măsuri, pentru că va pierde capital de imagine, va pierde din electorat. Ori în alianța care se va face pentru guvernare, PNL-ul nu va fi singur. Va fi înconjurat de alte formațiuni politice, de Mișcarea Populară, de USR probabil și de toate celelalte partide din opoziție, iar toate celelalte partide vor dori să-și impună propriile măsuri, propriile decizii să le aducă. Deci nu au cum să facă astfel de lucruri. Bine, acum cei de la PSD trebuie să se apere și ei cumva și să spună. E normal, cei de la PSD încearcă să-și apere răi mandatul. Cei care vor să vină, oricine ar veni, doar ei sunt cei buni. Cei de la PSD încearcă să-și apere mandatul, scoțând și aducând în interesul opiniei publice tot felul de măsuri care s-au luat, mai bune sau mai puțin bune. Încearcă să fac tot posibil să o mențină pe doamna Viorica Dăncilă în postul de premier, pentru că o avantajează foarte mult această postură în cursa electorală ce va urma în cadrul ale. Una e să fii pe picior de forță în alegerile prezidențiale din funcția de premier și alta este să nu mai reprezinți nimic practic, să mai pierzi și bătălia din Parlament.
Dar știți care este problema? Că foarte mulți au combătut această idee a susținerii doamnei Viorica Dăncilă, inclusiv din PSD. Au existat voci, chiar și primari au spus că Viorica Dăncilă nu prea are șanse și că ar trage PSD-ul în jos. Cu toate acestea, a fost susținută. Este susținută pentru candidatura la președinție. Acum nu se mai pot lucrurile nu se mai răzgândi, pot schimba. Domnii de la PSD, trebuie să... Domnia sa a fost validată, da? Rămâne oricum candidatul Partidului Social Democrat. Partidul Social Democrat are totuși structurile interne destul de mari. Știm că atunci când există o mobilizare generală, pot să facă o figură frumoasă și tot timpul au avut scoruri bune. Dar știți cum este. Acum și doamna Dăcilă a fost foarte, foarte mult ridiculizată în presă, dar totuși să nu uităm că le-a dat primarilor, îi susține toate finanțările, cofinanțările stau în pixul domniei sale. Toate marile proiecte care se desfășoară în localități. Și atunci da, cred că anumiți primari pot lupta că pentru ea. Este un dezavantaj al celor care nu fac parte din partid sau din acest arc guvernamental. De ce? Pentru că banii ar trebui împărțiți nu pe criterii politice, ar trebui împărțiți echitabil. Ar trebui în funcție echitabil. De prioritizări, în funcție de proiectele care sunt prioritare. Bine, și au nevoie de finanțare. Bine, toți invocă faptul că au proiecte pentru comunitățile lor. Acum... Dar, din păcate, nu putem să negăm că nu se ține cont de culoarea politică. S-a ținut cont întotdeauna. Culoarea politică a contat întotdeauna la împărțirea banilor, atât la nivel național, cât și la nivel județean. Știm foarte bine că bine, am văzut au fost ce se întâmplă la dumneavoastră la Motru, acolo unde fiecare face ce vrea ca să iasă partidul bine. Am văzut cum în ședințele de Consiliu Local cei care au majoritatea PSD, ALDE și PSRO acolo, nu? Da, da, aceasta este majoritatea. Votează împotriva oricărui proiect PNL sau al primarului PNL. Doamna Irina, să știți că nu este chiar așa. Nu s-a votat întotdeauna împotrivă, pentru că tu ca și primar și a proiectelor investiții, a propunerilor primarului, să știți că s-a votat împotrivă. Nu cred că sunt foarte multe. Au fost câteva care nu au fost foarte clare. Deci, din punctul meu de vedere și din punct de vedere legal, nu au fost foarte clare. Bine, acele clarificări se puteau cere. Nu era bineînțeles. Nicio așa ar fi fost normal. Eu știu că s-au pierdut niște proiecte cu finanțare externă destul de mari, proiecte importante acolo în zonă, din cauza disputelor politice. Nu știu dacă oamenii au vreo vină. De ce să sufere cetățeanul că se dispute, ceartă niște politicieni? Aceste dispute politice trebuiau stopate de mult. Acolo trebuia să existe un alt fel de dialog. În primul rând trebuia să primeze interesul local, interesul cetățeanului. Dar, și ce primează? Mai primează și interesul de partid, mai primează și interesul de grup. Știți cum este? Este foarte greu și pentru cei de la PNL în momentul în care ai un primar în funcție, dar care nu are majoritate și nu poate să ofere membrilor de partid poziții cum au fost învățați în politica de până acum. Pentru că în politica de până acum așa s-a practicat. Cum s-a schimbat guvernarea, cum s-a schimbat primarul, culoarea, automat cei care au venit după au venit cu oamenii lor și au avut tot timpul această prioritate și această intenție de a-i schimba pe cei pe care i-au găsit acolo. Și această chestie să știți că a primat și la Motru, pentru că sintagma cu care domnul Jeanu a venit că la timpuri noi, oameni noi, nu i-a adus avantaje și nu a funcționat chiar foarte bine. Pentru că au existat tot timpul aceste conflicte, tot timpul aceste scandaluri. În bine, primul acum, rând, cred că trebuia... Nu să-l ții, dar cred că totuși viață, se putea... Se putea discuta, cred, și colabora altfel. Se putea încerca o colaborare, să-i faci pe acei oameni pe care ai găsit, pe acei directori de instituții, să lucreze pentru tine sau să lucreze în parteneriat cu tine. Da. Iar când aveai momentul oportun sau când puteai să faci o astfel de schimbare, puteai să o faci. Dar așa să o ții într-un scandal continuu, da. Nu cred că a fost benefic, nu a fost în folosul cetățenilor. De acele restructurări pentru zona administrativă, pentru că cei de la PSD spun că, de fapt, cei de la PNL urmăresc să dea afară oameni din domeniul public. Și la un moment dat
au existat declarații cu 500.000 de angajați, 400.000, a spus astăzi domnul Mihai Weber. Există tot felul de astfel de zvonuri și de speculații care acum în prag de alegeri, în pragul moțiunii de cenzură se aruncă pe piață. Dar n-am văzut nicio declarație publică sau nimeni nu și-a asumat în mod oficial acest lucru. Nu și l-a asumat nimeni. Sunt fel și fel de zvonuri care circulă și iar liderii partidelor au tot interesul să le mențină în piață pentru a destabiliza atât electoratul cât și deciziile politice ce urmează să fie luate. Bine, au existat declarații ale celor de la PNL care au spus că într-adevăr ar da afară angajații pe pile, cei care au fost angajați pe pile de către cei de la PSD și acoliții lor. Acum, nu știu dacă într-adevăr sunt 500.000 angajați pe pile. Dacă asta este realitatea, e crunt ce se întâmplă în țară, pentru că ne plângem de faptul că nu sunt locuri de muncă, ne plângem de lipsa investițiilor, de lipsa infrastructurii, de faptul că pleacă românii din țară să muncească. Păi dacă într-adevăr în ultimii ani, poate ar trebui să apară aceste cifre, s-au angajat într-adevăr 500.000 de persoane în sistemul bugetar, asta înseamnă că într-adevăr ar trebui făcute Doamna Irina, niște sunt angajările tuturor politicienilor. Verificări serioase acolo. Deci aceste angajări aparțin tuturor politicienilor de până acum. Să știți că nu sunt doar ai celor de la PSD, nu sunt doar ai celor de la PNL. Pentru că să știți că clasa politică colaborează și undeva acolo când interesul primează, ei se înțeleg. Întotdeauna s-au înțeles. Iar aceste angajări aparțin tuturor politicienilor. Da, se poate face o reconfirmare pe post a tuturor angajaților, a tuturor persoanelor din administrație, se poate face o reconfirmare pe post, se poate da un examen corect așa cum trebuie și atunci poți să-ți păstrezi acei oameni competenți de care chiar au nevoie și care chiar dau dovadă de profesionalism. De cei care stau agățați de bugetul instituțiilor publice. Da. Că i-au cocoțat acolo cei care au putut, adică domnii politicieni care se au avut o susținere. Da. Pentru a avea o administrație sau o instituție performantă și competentă care să funcționeze așa cum trebuie, este nevoie și de această măsură. Da. Acum, din punctul dumneavoastră de vedere, acest sistem bugetar ar suporta astfel de măsuri de restructurări sau sunt zone în care nu se mai pot face, nu se mai pot da afară oameni. Să știți că cei de la PSD, de exemplu, astăzi au băgat în aceeași oală și pe angajații din sănătate și pe cei din poliție, de la ISU, de la jandarmerie, este deficit de personal, exact. Într-adevăr, și așa cu toate aceste instituții este foarte greu să te pronunți asupra acestui lucru. Dar cred că se poate face o analiză destul de amănunțită. Chiar și în sistemul bugetar se poate vedea anual cam câți oameni ies din sistem, pentru că să știți că și sistemul bugetar este destul de îmbătrânit. Și atunci se poate vedea anual, se poate face o analiză pe termen mai lung, pe 3, 4, 5 ani, câți oameni ies din sistem și câți vor rămâne. Iar referitor la celelalte instituții, cum e spitalul, poliția, aici nu cred că poate fi vorba de restructurări sau de schimbări. Aici, din contră, este nevoie de personal în continuare, de personal calificat și Motru și Târgu Jiu cred că are deficit de medici și de astfel de oameni. Am văzut o împărțire, nu a banilor pe care îi așteaptă într-adevăr primarii, nu e vorba de rectificare, dar este vorba de niște sume care cântăresc și ele pentru bugetele locale, cele care suferă în ultima perioadă. Mă refer aici la împărțirea sumelor din cote defalcate, din TVA și din impozitul pe venit. Adică primăriile sau primăriilor li se întorc niște bani. Banii pe care îi reține statul, pe care îi reține bugetul, din TVA și din impozitele pe venituri.
în fiecare localitate în parte. O dată pe an cred că se face asta, prin Consiliul Județean se alocă niște bani, adică se împart aceste sume. Bineînțeles, după un aviz al celor de la finanțe. Doar că în acest an sau și în acest an au fost localități, au fost primării care nu au primit nici măcar un leu. Au primit 0 lei. Și paradoxal au fost primăriile PNL-ului care au rămas pe din afară, 0 lei. Și o chestiune foarte dubioasă din punctul meu de vedere, primăria Târgu Jiu, adică municipiul reședință de județ, și primăria Motru, cel de-al doilea municipiu din Gorj, au primit la un loc mai puțin atenție decât primăria orașului Turceni. Nu știu cât știți că Turceniu este oraș, că pare o comună. Este de fapt o comună, dar are titulatura asta de oraș. Ei bine, două municipii, singurele de altfel din județ, au primit cam două treimi la un loc din suma care a fost alocată Turceniului. De data asta putem să mai dăm vina pe, nu știu, sau putem să găsim niște scuze pentru cei care au împărțit aceste fonduri? Nu știu dacă a existat vreo declarație publică a celor de la Consiliul Județean, o declarație, da, oficială, cum s-a făcut această împărțire. S-a ținut împărțire. Cont de prevederile legale. De prevederile legale, s-au acoperit, da. Ce pot să spun? Nevoie este de bani la fiecare primărie. Din păcate vedem că și acea rectificare care se spune că se tot anunță de foarte mult timp întârzie. Trebuie să ne gândim că această rectificare va veni la sfârșit de an. Ori primarii ce să mai facă cu acești bani? Pentru că bugetul se întocmește la început de an, acolo scuprinzi tot ceea ce trebuie, atunci te ajută. Acum, la sfârșit de an, este deja foarte greu. Totuși, ar fi bine să vină, pentru că nevoie disperată este la fiecare primărie de bani ca să-și asigure atât funcționalitatea, atât salariile și plus celelalte investiții pe care le au în derulare. Pentru că fiecare primar se gospodărește și încearcă să-și facă și să-și realizeze câte ceva pe plan local. Dar, într-adevăr, exact cum am spus și mai devreme, contează foarte mult culoarea politică, contează foarte mult relația pe care fiecare primar o are în cadrul partidului, pe care o are cu președintele Consiliului Județean. Pentru că, de multe ori, primarii, să știți că sunt condiționați de această chestie. Și multora li se spune și în față. Eu am înțeles că se procedează așa, că s-a tot procedat. Dar de ce se permite în continuare să se procedeze în acest fel, care nu este nici moral, nici legal? Cum să dai banii celor din partidul tău și să-i lași pe ceilalți pe din afară? Nu știu, probabil se mizează pe faptul că primarii nu o să meargă sau cetățenii care sunt dezavantajați, pentru că este un dezavantaj, într-adevăr, pentru cei care nu primesc sume. Este un joc politic aici. Ar merge foarte departe, nu știu, să-și ceară niște drepturi în instanță. Da, foarte puțin sunt cei care ajung în instanță, dar este un joc politic care se face, pentru că... Da, dar jocul ăsta politic se face pe banii oamenilor, pe banii publici. Bineînțeles. Pentru că blocându-l pe un primar care nu este de la tine, de la partid, și slăbindu-i practic poziția acolo în localitatea din care face parte, te gândești că poate este posibil ca la următoarele alegeri să câștigi și acea localitate sau și acea comună. Pentru că orice realizare, orice succes sau insucces în cadrul unei localități, tot ce e negativ se răsfrânge asupra primarului. Bineînțeles, de niciodată a consilierilor sau a consiliului local. Deci toată imaginea, fie ea bună, rea, se duce către primar. Deci de asta și domnii primari și de la Motru și de la Târgu Jiu, unde se tot vorbește de aceste majorități pe care nu le au, trebuie să se gândească și niciodată să nu arunce în totalitate vina pe Consiliul Local, pentru că niciodată oamenii, electoratul, nu va judeca Consiliul Local. Va judeca întotdeauna primarul. Dacă a făcut sau nu a făcut, ce s-a făcut, ce nu s-a făcut, a făcut primarul sau nu a făcut primarul. Cam asta este mentalitatea oamenilor. Acesta este modul de gândire. Da, acum
Probabil sunt obișnuiți oamenii, mai ales cei din mediul rural, să asculte cum li se spune să voteze. Dar da, aceste indicații s-au dat întotdeauna de către edilii locali, de către primari. Și aici, din păcate, oamenii trebuie să înțeleagă și să fie foarte atenți când merg la vot. Pentru că singura modalitate prin care se poate reforma clasa politică este prin vot. Pentru că nu avem legi de așa natură, atât, mai ales la legile locale, la legile parlamentare. La cele prezidențiale, într-adevăr, mandatul președintelui este condiționat de aceste două alegeri. Dar oamenii trebuie să se leagă de singura modalitate de a reforma clasa politică este prin vot. Iar atunci omul trebuie să dea un vot rațional, trebuie să pună în balanță, să-l cântărească foarte bine, să analizeze opțiunea de vot. Niciodată nu trebuie să se lase condus de altcineva, niciodată nu trebuie să dea un vot emoțional pentru că l-a rugat cineva sau se simte dator față de cineva. Da, acum, credeți că oamenii, cei care au tot primit promisiuni, cei care au tot ascultat cum să voteze și într-adevăr au votat așa cum li s-a spus, vor proceda la fel? Pentru că avem media, adică avem televiziuni, au apărut acum și aceste media online. Are omul acces la informație, poate să discearnă, bine, dacă are un anumit nivel de inteligență și nu unul extraordinar de avansat. Credeți că politicienii mai mizează pe prostia omului sau pe lipsa de instruire a cetățeanului care merge la vot? Pentru că, într-adevăr, eu văd că deja se a început această precampanie electorală cu foarte multă manipulare, dar o manipulare grotescă am văzut, cel puțin aici, la Târgu Jiu. Nu mă așteptam, sincer, să văd oameni mințind cu nonșalanță. Și totuși își văd în continuare de, probabil, strategiile de partid și merg mai departe cu minciuna, deși sunt contraziși, deși li se aduc dovezi, sunt puși în fața unor evidențe. Oamenii ăștia, politicieni, că la ei mă refer, mint cu nerușinare. Mint pentru a-și atinge scopul, pentru că așa au făcut și până acum. Încearcă să se folosească de oameni pentru a obține un rezultat cât mai bun la fiecare scrutin electoral. Și asta fac, asta au făcut și până acum. Foarte prea puțin sunt cei pe care îi interesează cu adevărat problemele oamenilor și problemele comunităților din care fac parte. Și într-adevăr, exact cum a spus și dumneavoastră, sursele acum sunt foarte multe. Oamenii pot acum să se informeze, să caute surse adevărate, să aleagă opțiunea cea mai bună, dar să știți că totuși se mai practică și acea manipulare, în special în satele și comunele unde electoratul este îmbătrânit. Pentru că de-a lungul timpului am asistat la o depopulare a satelor, în special de pe zona noastră, chiar de pe toată Oltenia am asistat la o depopulare și la o relocare a forței de muncă. Toată forța de muncă activă s-a relocat în orașe mai mari, unde au putut să se stabilească, unde au putut să-și găsească un loc de muncă și au lăsat în urmă un electorat îmbătrânit. Adică au rămas părinții, au rămas bunicii, iar acolo primarilor și politicienilor le este mult mai ușor să influențeze în direcția în care doresc dumnealor votul. Spuneam, au acces oamenii la informații, nu pot să discearnă. În mediul urban cred că le este mult mai ușor oamenilor. Avem presă online acum, avem presă scrisă, televiziune. Dar și în mediul rural, trebuie. Să știți. Este, că dar știți cum este. A pătruns de multă vreme unde internetul. Unde electoratul este mai îmbătrânit, este foarte greu ca cei de acolo să își caute surse de informare corectă.
Oamenii sunt preocupați cu munca, sunt preocupați cu viața de zi cu zi, cu supraviețuirea lor acolo. Și... Da, dar și oamenii ăia văd că nu au infrastructură, nu știu, nu au niște drumuri decente, nu au canalizare, nu au apă. Le-au plecat copiii, le pleacă nepoții din țară sau le pleacă din județ, pentru că nu au unde să se angajeze. Practic nu au din ce să trăiască, sunt nevoiți să facă asta, să plece. Din păcate, toate aceste lucruri au fost tolerate, pentru că mergi într-o comună și găsești un primar, deci mai găsești un primar de 3-4 mandate și te uiți că nu a realizat mai nimic. Un primar care nu a realizat nimic și este votat în continuare. Din păcate, a fost tolerat de către electorat. Ori astfel de lucruri nu ar trebui să se mai întâmple, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă. Da, un primar care se prezinte la alegeri vine cu un proiect. Orice primar, orice candidat vine cu un program în alegeri. Trebuie să înțeleagă că este suficient, dacă nu 4 ani, 8 ani de zile să-și ducă la îndeplinire acel mandat. Dacă nu, acel primar trebuie schimbat dacă nu a confirmat. Și nu, n-ați văzut că mulți nu au realizări și vin și se prezintă cu pliante în alegeri, continuăm împreună. Păi ce să mai continuăm împreună? Ce să continuăm? Păi și atunci oamenii trebuie să continuăm această guvernare, eu la primărie și voi despre care pesediștii ne spun că este în regulă, că este cea mai bună. Nu este cea mai bună în opinia dumnealor, dar electoratul trebuie să înțeleagă că, uitați-vă și la nivelul candidaților de la prezidențiale, comparativ cu alți ani, a scăzut foarte mult. Nivelul de pregătire al candidaților, aceeași reprezentativitate este și în Parlament. Nivelul Parlamentului a scăzut foarte mult față de alți ani. Acum nu știu dacă avem candidații chiar atât de slabi anul ăsta la alegerile prezidențiale. Să știți că sunt și oameni dintre care ai putea să alegi unul. Nu știu, noi Partidul Mișcarea Populară cred că ne prezentăm cu un candidat foarte bun. Dumneavoastră ați venit cu un intelectual. Un intelectual, da, sigur că da. Știți că să ieși cu un intelectual este destul de riscant, pentru că omul ăsta poate să nu fie ancorat în toate aceste realități care depășesc un anumit nivel. Da, dar domnul Paleologu trebuie să știm că a făcut și politică foarte mult timp. Deci a fost în Parlamentul României, știe ce înseamnă administrația, știe ce înseamnă politica externă, fiind ambasador. Deci a trecut prin niște filtre ale politicii. Iar nivelul dumnealui de pregătire cred că nu poate fi contestat de către nimeni. Nu, asta nu o contestă nimeni. Eu vă întrebam de ce ați ieșit cu un intelectual, pentru că, vedeți, în politică sunt oameni din ăștia hârșiți. Vorbeam de manipulare ceva mai devreme, adică vorbeam de oamenii aia care pot să mintă cu nesimțire. Gândiți-vă, da, și asta o fac toate categoriile profesionale. Gândiți-vă că în Parlamentul României... Da, dar ca României, să faci asta... Și tocmai că acest... Trebuie să nu fii intelectual, că bineînțeles. Te ia conștiința și te izbește de pereți. Tocmai asta este diferența. Gândiți-vă că în Parlamentul României avem o reprezentativitate din toate categoriile profesionale. Și vă dau numai câteva exemple. La Ministerul Educației, la Ministerul Sănătății am avut tot timpul oameni de acea profesie, adică am avut doctori la Ministerul Sănătății, am avut profesori la Ministerul Învățământului și vedeți că totuși acești oameni nu au confirmat pe acele poziții, că vedem ce s-a ales în 30 de ani de sănătate, de învățământ, de economie. Am avut finanțiști la economie, de ce nu merge țara? Păi stați că nu vedeți? Am avut pentru că, mereu profesioniști. Într-adevăr, și atunci poziții. Avem aceste exemple. Ori dacă toate aceste categorii de oameni, cum a spus și noi, acestor categorii de oameni, le este foarte ușor să mintă, le este foarte ușor să vină cu niște măsuri și apoi să se dezică de ele. Vedeți, tocmai de aceea cred că este o nevoie de un alt fel de om, un alt fel de candidat pentru aceste alegeri prezidențiale. Și atunci Partidul Mișcarea Populară, noi ne-am orientat către un astfel de candidat, pentru că este altceva, este altfel față de ceilalți candidați. Acum depinde și cum îl percep oamenii pe candidatul dumneavoastră intelectual. Și știți că este, până în momentul de față, este perceput destul de bine. Nu? Pentru că ați văzut că este foarte greu și de atacat, chiar și în media națională. Este foarte greu să spui ceva despre el. Este foarte greu să-l atași cu ceva. Despre da. Într-adevăr, nu pentru au că ieșit nu... lucruri negative până acum. Nu, pentru că ele nu există. Nu a fost un om care să facă afaceri cu statul, care să aibă nu știu ce probleme. Deci, din punctul ăsta de vedere, este chiar curat.
Este un om curat și cu o pregătire superioară. De unde sperați dumneavoastră? Pentru că am văzut rezultatele date de sondajele efectuate până acum. De unde credeți dumneavoastră că ar putea să ia candidatul dumneavoastră, Teodor Paleologu, niște procente? Că partidul dumneavoastră este destul de micuț. Partidul Mișcarea Populară trebuie automat, dacă vrea să, sau dacă aspiră la un tur 2 sau la un rezultat cât mai mare, la un scor cât mai mare, să ia niște voturi de undeva, adică de la alte partide. Să știți că le poate lua de la toți. Teodor Paleologu poate lua procente de la toate formațiunile politice. Pentru că la PSD, spre exemplu, am întâlnit foarte mulți oameni care nu sunt de acord cu doamna Dăncilă. La USR, diferența între domnul Bine, Paleologu și... Bine, și credeți că electoratul PSD-ului... O parte, în totalitate. Acel electorat care gândește liber. Deci vorbim despre acel electorat care gândește liber. Deci vorbim despre acel electorat al PSD-ului care gândește într-adevăr liber, care nu este influențat, care nu este coordonat și încolonat de către un președinte de partid sau un președinte de organizație locală și dus la vot. Este vorba de acel electorat care este pregătit, într-adevăr, și care gândește liber și poate să discearnă. De intelectualii din partid? Bineînțeles, bineînțeles. Sigur că da, pentru că sunt foarte mulți oameni și în cadrul PSD-ului, cu o pregătire foarte, foarte înaltă. La fel, e păcat, nu știu, dar probabil în această campanie electorală vor fi și dezbateri între candidați. Bine ar fi să fie, pentru că atunci s-ar diferenția foarte ușor. Bine, dacă acceptă ușor. Candidații. Dacă acceptă candidații. Asta. Al nostru, vă spun singur că este deschis Am văzut că o tot cere, Paleologul. Paleologul peste tot cere să fie dezbateri electorale, cere să... Bineînțeles, accepte ceilalți candidați să vină la dezbateri cu el. Știm că au avut loc cam la toate rândurile de alegeri prezidențiale, da, s-au făcut astfel de dezbateri. Pot fi acele dezbateri de final, într-adevăr. De asta spun că nivelul candidaților este altul față de ce am avut înainte. Cu primii poziționați. Da. Da. Iar astfel de dezbateri sunt foarte bune pentru electorat, în primul rând, ca pentru să-și dea că au seama, ocazia, da, pot să pună în balanță candidații, practic. Să-i măsoare și să-i diferențieze. Iar atunci cred că pregătirea și calitățile domnului Paleologu vor ieși în evidență foarte mult în comparație cu ceilalți candidați. Vă spuneați de PSD, că ar putea lua de la PSD. Vă gândiți dumneavoastră de unde credeți că mai poate lua Paleologu? Am spus, Paleologul poate lua de peste tot, inclusiv... De exemplu, de la USR. USR-ul e un partid cu este niște un... susținători, nu știu, foarte fixiști, nu cred că ar... Da, dar vedeți dumneavoastră că și în cadrul USR-ului deja au apărut și au fost niște disensiuni care, mă rog, au fost ținute mai... Nu au fost... scoase la suprafață, dar sunt și în cadrul SR-ului disensiuni cu acel plus, cu Cioloș, și modul și felul în care domnul Baron a preluat acest partid și a ajuns președinte, cred că îi face să pară altfel decât ceea ce au părut până acum la celelalte rânduri de alegeri. Deci nu sunt chiar ceea ce par a fi, nici ei. Pe unde credeți că o să se poziționeze Teodor Paleologu? Nu știu, noi sperăm să spunem la primul tur. Noi sperăm să-l poziționăm acolo unde trebuie. Noi vom depune toate eforturile ca domnul Paleologu să intre în turul 2. Știu, dumneavoastră vă poziționați la Cotroceni, da. Este candidatul nostru și trebuie să-l susținem. Va avea toată susținerea noastră a formațiunii politice. Este candidatul nostru și vom încerca să-l ducem acolo unde trebuie. Am văzut niște sondaje, am văzut niște rezultate care nu îl plasează în primii trei. Credeți că este suficient timp pentru a crește? Este suficient timp și vă mai spun ceva, domnul Paleologu în București, în capitală, este plasat pe locul 2, după Klaus Iohannis, unde acolo unde dânsul își desfășoară activitatea și activează. Dar alegerile sunt dar la nivel totuși național. Totuși știm că capitala cam dă tonul de obicei. Și Stefan... Păi îl puneți candidat la primărie. Nu, deocamdată este candidatul nostru la prezidențiale. Capitala. Este candidatul nostru la prezidențiale. Bine, nu cred că ar merge Paleologul la
la primărie, nu cred că ar merge în administrație. Are... Mai este un an de zile până atunci și o să vedem ce se va întâmpla. Deși, vă spun, a venit cu o echipă destul de frumoasă, a venit cu o echipă destul de tânără în cadrul partidului, a adus foarte mulți oameni pregătiți lângă domnia sa și acesta este un lucru bun, este un lucru proaspăt adus. Este o forță adusă partidului. Îl plimbați prin țară? Bineînțeles, va veni și la Gorj și în toată țara. Și campania se desfășoară cum? Nu știu, se duce... Mai pupă o babă, mai... Nu, de obicei astea le fac politicienii noștri pe plan local, știți, când doia din poartă în poartă. Uite, l-am văzut pe domnul Barna, vai, nu l-ați văzut pe domnul Barna la Târgu Jiu, s-a dus în piață să dea mâna cu piețarii, crezând că dacă le spune că este Barna de la USR, oamenii ăștia sunt... gata să meargă să îl voteze. Nu a fost primit chiar așa. Bine, este posibil să fi fost primit mult mai bine în alte zone, dar în piață, adică acolo unde oamenii trudesc, muncesc pământul și apoi vin și stau pe piață să își vândă produsele. Adică oamenii ăștia încercați de pentru viață, cei de la, nu de prea la, îl cred pe domnul Barna, nu doar pe domnul Barna, nu prea îi cred pe oamenii ăștia, politicieni care vin și le promit marea acusare. Oamenii în general, cei care muncesc, că vorbeam de cei din piață. Păi li s-a tot promis și au văzut oameni vieții oameni că nu s-a schimbat nimic. Acești oameni care muncesc cu adevărat, acestora le este foarte greu să mai creadă pe cineva. Exact. Pentru că ei se confruntă cu realitatea, ei se confruntă cu greutățile de jos. Ei chiar au probleme și acești oameni chiar trebuie ajutați. Și din păcate nu am, sau trebuie să avem un astfel de președinte care să raporteze și să se raporteze și pentru acești oameni. Să fie un președinte al oamenilor, în primul rând, al românilor. Să nu fie un președinte care să reprezinte companiile, să reprezinte multinaționalele și interesele firmelor mari care sunt la noi în țară. Deci trebuie să fie un președinte care să se raporteze întâi românilor. Un președinte jucător? Sau nu? Noi suntem obișnuiți cu un președinte jucător, pentru că l-am avut pe domnul Băsescu. Și acum vreți să schimbați... Nu, acum am venit cu un președinte învățător, exact cum a declarat și domnul Paleologu. A spus că am avut un președinte jucător. Dânsul va fi un președinte învățător și va încerca să se adreseze, să facă o lecție deschisă la nivelul întregii națiuni. Și este un lucru frumos, pentru că chiar este necesar necesară o astfel de inițiativă. Și este singurul candidat care vine și cu un proiect de țară față de ceilalți candidați. Nu am văzut acest lucru până acum. Iar noi, v-am spus, îl vom ajuta. Suntem un partid care a trecut prin atâtea rânduri de alegeri. Suntem un partid care avem structuri la nivelul fiecărei localități. Dar cam palide structurile? Palide. Adică față de... mici. Mici, dar față de alte formațiuni politice care nu le au și nu acoperă toate localitățile. Bine, cum este USR-ul, stați cum este... că sunt formațiuni care nici măcar n-au candidați. Bineînțeles, dar în comparație cu USR-ul, în comparație cu Pro-România, suntem totuși o formațiune care... Bine, USR-ul este un partid atipic acum să... Nu știu dacă pe cât de repede face o comparație. Cât de repede ei a crescut, la fel de repede va scădea, eu cred. De ce că acest spuneți part asta? Pentru că așa s-a întâmplat și în alte țări. Așa s-a întâmplat și în alte țări. Cu USR-urile lor? Da, cu altfel de partide de acest gen. Au crescut foarte repede, iar apoi în timp cum au scăzut la fel de repede. Cum au crescut așa? Au și scăzut. Crescut foarte repede. Uitați-vă, pentru că este un partid val care... de nemulțumiri. Este un partid care, dacă vă uitați la ceea ce s-a întâmplat în Parlament în ultimul an, nu este un partid care a venit cu măsuri concrete, cu inițiative, cu proiecte. Este un partid care n-a făcut decât circ și scandal la nivelul Parlamentului. N-au purtat decât banderole, n-au purtat decât pancarte pe acolo și au urlat cât au putut de tare. Dar ceva concret da, din partea lor... Da, dar să știți că și ăsta a fost un mod de a atrage atenția. Atenția asupra lor, tocmai, dar nu poți să te menții... De a determina nu poți să te menții în politică cu o astfel de atitudine. Astea sunt de momente, propulsează acolo unde trebuie un început. Ori de acum încolo, dacă nu construiești și nu vii cu ceea ce trebuie să te raportezi strict pe ceea ce este nevoie, nu vei rezista. Să devii un partid serios? Trebuie să devii un partid serios, bineînțeles. Altfel nu vei rezista. Cum ai urcat, așa vei și scădea imediat. Da. Este interesant de urmărit și acest USR, pentru că spuneam,
este un partid care a crescut așa, s-a umflat foarte, foarte repede, ca gogoașa. Acum, eu sper ca și acest partid și toate celelalte să facă ceea ce trebuie la această moțiune de cenzură care urmează. Bine, și acum am văzut că au spus că vor merge, vor susține moțiunea de cenzură, dar nu sunt de acord să intre la guvernare alături de PSD. Este foarte aici greu. Neasumarea asta sau aceasta nu e bună, pentru că orice partid trebuie să aibă o responsabilitate în primul rând față de țară. Vorbim exact, de interesul național. Aici. Vrei să schimbi un guvern, dar nu vrei să te implici în schimbarea lui. Și lași ce? Lași locul liber, dar pentru ce? Dacă tu nu vii să pui ceva în loc. Au tot mizat pe acele alegeri anticipate. Știm foarte bine că este foarte greu să se ajungă la acele alegeri anticipate, dacă nu chiar imposibil. Și tot au ținut spațiul public ocupat cu această chestie. Ori nu merge. Dacă vor să arate că sunt într-adevăr serioși și că vor să facă ceva, să-și asume această responsabilitate, să intre la guvernare, să pună pe masă măsurile pe care dumnealor doresc să le implementeze, pentru că se poate discuta și așa este normal și corect, dar nu poți să menții o țară în dezechilibru total. Până la urmă o să ia și ei o decizie sau poate vor lua o altă decizie, pentru că trebuie probabil și forțați de situație acum, de conjunctura politică, de ceea ce se va întâmpla în Parlament, probabil toți vor trebui să devină mult mai serioși și să înceapă să-și asume fiecare și mai responsabil politic. Da, sigur că da. Pentru că spuneam, joaca asta așa de a moțiunea, hai să facem moțiunea, să picăm guvernul, dar noi nu vrem de fapt să preluăm guvernarea, pentru că în cazul în care venim cu niște măsuri așa mai dure, impuse de situația economică, a țării, s-ar putea să nu mai câștigăm niște alegeri anul viitor. Așa că hai mai bine să stăm pe margine, dar totuși și să dăm jos guvernul și să punem în loc ce, păi nu știu ce, să se descurce alții. Da, este o lipsă de responsabilitate politică și, o lipsă de asumare și de maturitate politică a celor din USR. Poate chiar așa o jigodeală a lor, și mă înșel eu, da, deși puteau să o îmbrace altfel sau da, puteau să nu intre în jocul ăsta cu moțiunea de noi ca și formațiune politică, noi ne-am asumat întotdeauna și cred că conducerea noastră de la București, reprezentanții noștri din Parlament au fost destul de serioși din acest punct de vedere și destul de asumați în luarea deciziilor. Și au spus foarte clar și acum că vor susține atât moțiunea cât și următorul guvern care se va forma. Pentru că este normal, nu poți să stai deoparte atâta timp cât ești acolo. Și la toate rândurile de alegeri, cred că am fost și am prezentat cel mai bun program raportat atât României ca și țară, cât și românilor pe care îi avem și cărora ne adresăm de fiecare dată. Dar vedeți că și guvernarea asta sau preluarea guvernării este o armă cu două tăișuri. Pe de o parte le asigură confortul puterii celor care preiau guvernarea. Pe de altă parte, vorbeam de acele probleme care sunt în momentul de față la nivel macro în economia țării. Și automat trebuie luate niște măsuri. Clar trebuie luate niște măsuri. În cazul în care nu se va merge pe aceeași metodă pe care au aplicat-o cei de la PSD, adică să tot ia niște credite din afară, să ne tot împrumute în afară. De aceste măsuri impuse care ți se impun până la urmă, nu poți să fugi la nesfârșit. Da, dar măsurile astea, în cazul în care sunt luate de un partid care doar ce ajunge la guvernare, se pot întoarce împotriva lui la următoarele alegeri. De asta este foarte importantă strategia care se va adopta în perioada imediat următoare și jocul politic care se va face, pentru că să știți că încă se joacă acolo la nivel de Parlament. Vom vedea, pentru că sunt foarte multe partide, foarte mulți lideri politici și e de urmărit, trebuie să vedem ce se va întâmpla. Și de seriozitate, acum oarecum ne vom da seama de seriozitatea anumitor partide și anumitor lideri politici. Știți ce? Că nu mai avem foarte mult timp, decât 4 minute. Voiam să vă întreb, pentru că
De fiecare dată, înainte de alegeri, vedem că se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva în sensul că se mai face câte o lucrare, se mai spoiește pe aici pe acolo, se mai cârpește pe aici pe acolo. Ați văzut în această perioadă să înceapă niște lucrări? Că știți, foarte mulți primari spun, sau foarte mulți oameni din anumite zone unde nu prea se fac investiții, spun e bine că se fac și astea în campanie, că în rest dorm oamenii care ne conduc. Ați da. Văzut lucrări din acestea începute așa încep doar ca că să amețească electoratul? Încep pentru că primarii se pregătesc de alegerile locale care urmează și timpul este foarte scurt. Da, timpul este foarte scurt. Dacă ai proiectul, până mai durează, până faci licitația, până mai obții o finanțare, ceva, este foarte greu. Timpul este foarte scurt și atunci mulți primari încep să demareze acum din resursele proprii cu ceea ce au, doar să dea drumul să se vadă ceva. Pentru că se apropie alegerile locale și mai ales, chiar dacă n-ai făcut în 3-4 ani de zile, nu ai reușit să faci investiții majore, dar încerci cu din astea mici acum să mai schimbi puțin ori fața orașului, ori fața comunei pentru a mai lua ochii alegătorilor. Așa se întâmplă de fiecare dată. Da, doar că dezavantajul este că acum este iarnă și nu știu cât nu-i va ajuta vremea, într-adevăr. Pentru că pe ploaie, pe frig nu se poate nici asfalta, deși ați văzut că mai sunt cazuri și excepții când asfaltează și pe ploaie. Dar s-au mai făcut, chiar și la noi, la Mătru, s-au mai schimbat locuri de joacă, s-au mai vopsit bănci. Deci din astea mici dar ce se pot Dar lucrări din face... acestea mari de infrastructură, nu știu, niște drumuri, sunt, am înțeles niște drumuri că județene, sunt niște exemplu, proiecte, sunt... Că am văzut, trebuia să avem un expres sau ar trebui să avem un drum expres. Avem deocamdată niște promisiuni și un proiect. Promisiuni care vin, care vin tot timpul în preajma alegerilor de orice fel. Tot timpul apar aceste promisiuni. Dar toate aceste promisiuni trebuie să se mai transforme și în realizări, pentru că de fiecare dată în preajma alegerilor se fac tot felul de promisiuni mari, de promisiuni mărețe, ca mai apoi cel care câștigă să le dea uitării sau să spună că nu poate sau să dea vina pe vechea administrație. Ceea ce este și urât din partea dumnealor când ești pe poziție de forță, când ești pe poziție de conducere să te victimizezi sau să spui că nu poți din cauza vechii administrații sau din cauza că nu ai majoritate în Consiliul Local. Nu e chiar așa, pentru că dacă chiar vrei să duci un proiect la bun sfârșit și să ți-l înființezi, îl iei și mergi cu el în mână peste tot, chiar dacă îi scoți pe toți din sala de ședințe și faci ședința în piață de față cu toți oamenii și... Punând o astfel de presiune publică, e imposibil ca Consiliul Local, dacă proiectul este legal, are tot ce îi trebuie, să nu-l voteze. Pentru că nimeni nu-și asumă. Nu-și asumă să piardă din electorat. Iei proiectul, faci dezbatere publică, îl ții atât cât e nevoie, până când acesta se aprobă și trece. Dar asta ține de voință, de inițiativă și de tine ca primar și ca om, în primul rând, de ceea ce vrei să faci și de cum vrei să te afirmi. Da, nu mai avem timp în această seară. Mulțumesc mult pentru prezență. Nu a mai ajuns domnul Rudi Bugă de la PRU, cel prins în trafic între București și Târgu Jiu, poate săptămâna viitoare. Rămâne de văzut ce se va întâmpla la votul moțiunii de cenzură, dacă o să treacă sau nu, dacă o să pice guvernul sau nu, în cazul dacă o să pice, ce variantă de guvernare vom avea, adică ce partide își vor asuma viitoarea guvernare. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, ne revedem săptămâna viitoare, tot aici, la aceeași oră, numai bine!